Bine v-am regăsit! Există oameni supărați pe știință. Știința, spun ei, e rea. Ne-a dat bomba nucleară, ba chiar și bomba termonucleară, ne dă arme tot mai sofisticate și mai puternice, ne dă tehnologii care poluează și care duc la epuizarea resurselor planetei, inteligența artificială ne face tot mai proști și mai incapabili de a ne descurca singuri, și multe altele. Sunt sigur că ați auzit și voi astfel de afirmații. Dar în această idee de știință rea se ascund mai multe aspecte ale felului în care noi, oamenii, refuzăm să gândim logic și ne lăsăm conduși de stereotipuri și prejudecăți. Vă prezint patru astfel de aspecte. În primul rând, nu există bine sau rău decât dacă raportăm lucrurile la o morală. Deci a încerca să eticheteze un lucru ca bun sau rău la modul absolut este de la început absurd. Nimic nu e nici rău, nici bun la modul absolut. Un lucru e bun sau rău doar dacă e raportat la o morală. Deci ați pune întrebarea dacă știința este bună sau rea în lipsa unui context moral n-are sens. Dar despre acest aspect voi vorbi poate cu altă ocazie. În al doilea rând, oamenii sunt extraordinar de buni la pasarea responsabilității. Știm atât de bine să găsim un țap ispășitor pentru prostiile noastre, încât auzim la știri că pe autostrada cu tare s-au produs 10 accidente din cauza ceții, sau din cauza ploii, sau din cauza vântului, sau din cauza poleiului, n-are importanță. Astfel de știri cred că vi se par deja normale, nu? Îmi pare rău că îi voi supăra acum pe mulți, dar accidentele nu se produc nici din cauza ceții, nici din cauza poleiului, nici din cauza ploii, pentru că nu ceața, nu poleiul, nu ploaia conduc mașinile. Accidentele se produc din cauza șoferilor. Toate statisticile arată că între 90 și 95% din accidente, aici se încadrează toate, se produc din cauza șoferilor. Pentru că dacă e ceață sau condiții de polei sau vizibilitate proastă, nu conduci la fel și cu aceeași viteză cu care conduci în condiții normale, decât dacă ceva nu e în regulă cu felul în care gândești. Și pot să vă dovedesc că vina este a șoferului, cu condiția să fiți sinceri cu voi înșivă. Presupuneți că aveți o mașină condusă de un calculator, adică cu un sistem de conducere 100% automat. Pilot automat 100%. Șoferul poate să doarmă dacă vrea. Vom avea în curând astfel de sisteme pe mașinile obișnuite, de serie. Ce ați spune dacă acest sistem ar da greș și mașina, cea în care dormiți liniștit, ar lovi pe ceață sau pe ploaie sau pe polei, n-are importanță, în condiții meteorologice dificile, mașina din față. Ați spune că accidentul s-a produs din cauza condițiilor de drum sau din cauza că sistemul informatic nu e bine făcut, are erori, sau pentru cei nebuni, după cuvinte englezești, bugs. Dacă sunteți cinstiți cu voi înșivă, știți și voi la fel de bine ca și mine ce ați spune și chiar ce ați face. V-ați duce la cei care v-au vândut mașina și ați întreba ce pilot automat mi-ați vândut, unul care nu știe să conducă decât pe timp frumos? Și ați avea dreptate. Pilotul automat ar fi de vină, nu condițiile de mers, pentru că, repet, stilul de condus și viteza trebuie adaptate condițiilor. Uneori trebuie chiar să te oprești. Mai rămâne să faceți un pas și să recunoașteți că și în cazul în care ați condus voi, de vină e tot cel care conduce. Așa că atunci când știristul TV spune că mașinile s-au accidentat din cauza ceții, a ploii, a poleiului și mai știu eu ce, nu face decât să acrediteze un neadevăr, lucru care nu mai miră pe nimeni. Așa că nu trebuie să dăm vina pe știință pentru greșelile noastre. În al treilea rând, orice lucru are avantaje și dezavantaje. Așa că a spune că ceva e rău pentru că are dezavantaje e absurd, pentru că nu există nimic
fără dezavantaje. Înseamnă că totul e rău? Internetul, care îmi permite să vă prezint videoclipurile mele, are o grămadă de dezavantaje. Infracționalitate cibernetică, atacuri cu virusuri sau prin hackeri, răspândirea informațiilor false, manipularea unor mase mari de oameni și altele. Ce facem? Renunțăm la internet? Asta e soluția problemei? Spunem internetul e rău? Putem spune, dacă uităm avantajele fără precedent în istoria omenirii pe care ni le aduce. Trebuie să înțelegem că orice progres vine cu un preț. Și pot să vă dau un exemplu personal. Când eram copil, satul bunicilor mei din partea mamei nu era încă electrificat. Și atunci am trăit cele mai pline de farmec serii târzii de vară, fie în grădină împreună cu familia, fie cu alți copii pe băncile din fața caselor. Atunci am văzut licurici, am văzut cel mai frumos cer cu cele mai multe stele, am văzut Calea Lactee, meteoriți. Niciodată de atunci încoace n-am mai văzut nopți atât de frumoase și de liniștite. Ar trebui să spun că electrificarea a fost un lucru rău? Cred că nu. Toate lucrurile au un preț. Nimic nu e gratuit și trebuie să înțelegem acest lucru. Altfel ajungem să spunem că binele e rău. Cei care consideră că prețul este prea mare pot să renunțe la roadele progresului, la electricitate și la tot ceea ce ține de ea. Internet, televizor, telefon, frigider, lumină artificială și altele. Dar nu prea văd pe nimeni făcând acest lucru cu foarte rare excepții. Oare de ce? Și acum al patrulea și cel mai important aspect legat de afirmația știința e rea. Ca să înțelegeți ideea, vă întreb următorul lucru. Un băț, sau mai bine o bâtă, ca să fie mai dramatic, o bâtă, e bună sau e rea? Dacă o folosim ca să dăm jos din pomi mere, pere, spunem că e bună. Dacă o folosim ca să lovim pe cineva cu ea, spunem că e rea. Așa sunt toate lucrurile. Le putem folosi pentru a face rău sau le putem folosi pentru a face bine. Nu e vina lor dacă le folosim pentru a face rău. Probabil cea mai bună exemplificare a acestei idei este viața unui chimist, inventator și om de afaceri suedez, despre care sunt sigur că ați auzit cu toții, Alfred Nobel. În tinerețe, Nobel l-a cunoscut pe medicul și chimistul italian Ascanio Sobrero, care reușise să sintetizeze nitroglicerina, o substanță cu numele științific trinitrat de glicerină, un lichid la temperaturi obișnuite foarte periculos, pentru că explodează atât la încălzire cât și la șocuri. Din această cauză, deși era era marilor șantiere de infrastructură, se construiau drumuri și căi ferate pentru care era nevoie de multe tuneluri și poduri, așa că era mare nevoie de substanțe explozibile, nimeni nu îndrăznea să folosească nitroglicerina pentru că, așa cum am spus, manipularea ei este extrem de periculoasă. Dar Nobel și-a dedicat mulți ani găsirii unei metode pentru a folosi nitroglicerina ca explozibil în siguranță și pentru asta a făcut sute de experimente periculoase, unul dintre ele ducând în anul 1864 la moartea uneia dintre frații lui, Emil. Până la urmă, a observat că dacă amestecă nitroglicerina cu chiselgur, numit și diatomit, o rocă sedimentară, obține o pastă care nu explodează la șoc și este plastică, putând fi modelată în diferite forme fără pericol. El a numit această pastă dinamită și în anul 1867 și-a brevetat invenția și deoarece costurile realizării drumurilor și căilor ferate se reduceau considerabil prin folosirea dinamitei, cererea pe piață a acesteia a devenit foarte mare. Așa că Nobel și-a deschis fabrici în foarte multe țări și a câștigat foarte mult din producerea și vânzarea dinamitei, care era în acele vremuri o afacere foarte profitabilă. Până la urmă, dinamita și alte invenții, cum ar fi cauciucul sintetic, mătasea sintetică și altele, i-au adus o avere considerabilă. Ce poveste frumoasă, nu? Un om și-a dedicat viața invențiilor, a inventat tot felul de lucruri folositoare și societatea i-a răsplătit
munca și creativitatea. Numai că povestea nu s-a terminat. Mai are un capitol. Armatele lumii au găsit evident foarte folositoare invenția dinamitei, așa că au folosit-o la producerea de bombe și mine, iar o parte din dinamita de care aveau nevoie era produsă fabricile lui Alfred Nobel, ceea ce a adus porecla de negustor al morții. Mai mult decât atât, în 1888, când a murit un alt frate al lui Alfred Nobel, Ludwig, se pare că un reporter al unei publicații franceze ar fi confundat persoanele, crezând că cel care a murit era Alfred Nobel. Așa că a scris un articol cu titlul Le Marchand de la Mort et Mort, adică negustorul morții a murit. Și se spune că Alfred Nobel ar fi văzut articolul respectiv, ceea ce l-a îngrozit, gândindu-se că va rămâne cunoscut în istorie cu această poreclă deloc onorantă de om care a făcut avere pe seama morții altora. Așa că s-a gândit că trebuie să facă ceva pentru a-și îmbunătăți reputația și pentru a rămâne în istorie ca un personaj pozitiv. Restul poveștii îl cunoașteți, sunt sigur. El a cerut prin testament ca averea lui să fie folosită pentru acordarea anuală a 5 premii pentru fizică, chimie, medicină sau fiziologie, literatură și pace. S-a instituit un comitet, aici vedeți sala Comitetului Nobel din Stockholm, și primele premii Nobel au fost acordate în anul 1901, iar primul fizician laureat al premiului Nobel a fost Wilhelm Röntgen, descoperitorul razelor X. Și acum gândiți-vă, a fost descoperirea dinamitei un lucru bun sau rău? Dinamita a ajutat mult la dezvoltarea infrastructurii, mai ales a celei legate de transporturi, drumuri și căi ferate. Pe de altă parte, un număr enorm de oameni au murit în explozii produse de bombe și mine, care foloseau, mai ales în primul război mondial, dinamita. Dar e vina lui Alfred Nobel sau a chimiei? E greu de crezut că Nobel a muncit atât pentru a găsi un mod sigur de utilizare a nitroglicerinei cu gândul la bombe și la omorârea oamenilor. Și apoi, dacă nu exista dinamita, armatele n-ar fi folosit alte substanțe explozibile, mai ales că multe erau deja cunoscute pe vremea lui Nobel, ca să nu mai vorbim de câte au fost sintetizate de atunci până acum. Problema este una pe care cred că o poate observa oricine dacă stă un pic să se gândească. O descoperire științifică nu este nici bună, nici rea. Și e normal să fie așa, deoarece același lucru se poate spune despre orice. O descoperire, un obiect, o idee chiar, devin bune sau rele în funcție de cum le folosim. Ca în cazul bâtei, despre care am vorbit un pic mai devreme. Absolut orice poate fi folosit pentru a face bine și absolut orice poate fi folosit pentru a face rău. Știința poate face bine, știința poate face rău. Religia poate face bine, religia poate face rău. Arta chiar poate face bine sau poate face rău. Fasciștii au folosit literatură și muzică pentru îndoctrinare, deturnând mesajele reale ale artiștilor și filozofilor. Acest videoclip chiar poate face bine sau poate face rău în funcție de ce înțelege fiecare din el. În final, știu că unii vor spune, așa e lumea, are tendința de a folosi totul pentru a face rău, n-avem ce face. Ba da, avem ce face. Pentru că lumea este așa cum o facem noi, fiecare dintre noi. Așa că ar trebui ca toți cei care înțeleg acest lucru să ia atitudine atunci când se întâmplă răul și atunci lumea ar deveni mai bună, pentru că, după cum spune o vorbă cu origini neclare, ajunge un singur lucru pentru ca răul să triumfe, și anume ca cei buni să nu ia atitudine, să nu facă nimic, să spună, n-avem ce face. În concluzie, nu există știință dăunătoare. Există folosirea dăunătoare a științei și depinde de noi ca acest lucru să nu se mai întâmple.
Dacă credeți că anumite lucruri sunt rele și că nu putem face nimic pentru ca ele să devină bune, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție. Pe curând!